Atenție, da, iată-ne la capitalism. Rețeta secretă este tema emisiunii de astăzi. Alături de mine Alin Tomuș și Dorin Pocol, doi prieteni și... Bună seara! Bună seara! Nu, prieteni și doi specialiști. De ce nu în capitalism? Pentru că fără să vrem, eu am apucat, să vă spun neapărat că și nu am vreo rețetă secretă. Sună... În capitalism? Titlul este senzațional, exploziv. Păi nu încercăm urmează să găsim rețeta. Eu cred că are, dar nu vrea să spună. Nu avem vreo rețetă secretă. Eu păi la sociologie se învăța în anul întâi și chiar te rog să ne povestești. Păi eu mai știu ce se învăța ceva. În anul întâi la sociologie? Printre altele, cum a apărut capitalismul? Da? Care au fost cauzele și unde și de ce a apărut capitalismul? Deci ești un specialist și în capitalism, că ești licențiat. Că am citit vreo două, trei cărți și m-am preocupat de câteva aspecte care țin de dezvoltarea economiei de piață, nu înseamnă că am vreo rețetă secretă. Și nici că aș fi vreun capitalist. Rețeta secretă încercăm să o găsim și cu ajutorul telespectatorilor care ne pot suna la... Dar avem un studiu, un capitalist veritabil, un investitor. 5-6-5-6-5-6, da? Deci telespectatorii care ne pot sugera cum au reușit unii să facă averi imense în România, care este rețeta secretă a capitalismului, încercăm alături de invitați să descoperim în această seară. Da, domnule Alin Tomuș, chiar vă rog să începem cu originea. Unde a apărut capitalismul? Înainte de a începe cu un scurt istoric, așa, am adus cu mine de la bibliotecă un manual de economie politică ce apărea în anii 60. Și aș vrea să... Da? În România, da. Este, de fapt, traducerea unui manual sovietic despre economia politică. Și economia politică sau economia de piață? Economia politică. Da. Și vreau să vă citesc cum erau priviți primii capitaliști ruși pe numele lor Stroganovi și Demidovi, pentru cei care ne privesc. Fiind cei mai tipici reprezentanți ai primilor capitaliști ruși, se spune despre ei în acest manual că principala sursă de îmbogățire a stroganovilor a fost comerțul tâlhăresc cu populația teritoriilor periferice ale Rusiei. Ei cumpărau de la tătari, bașchiri și de la alte popoare vite, blănuri, metale pe un preț de nimic. În Ural și de-a lungul Camei au acaparat vaste întinderi de pământ, au organizat cucerirea Siberiei și a ținutului Altai. Istoria stăpânirii lor este un lanț neîntrerupt de războaie și de jafuri. Așa erau priviți capitaliștii de către manualul de economie politică al anilor 60 în URSS. Bine, era o politică. Pentru cei care au citit Capitalul de Marx, pot înțelege mai bine de ce erau tratate astfel lucrurile. Eu cred că ar trebui să pornim de la, hai să spunem, definiția capitalismului, nu? Da. Ca să vezi cine să este dacă sau ce este capitalism. Sau nu în capitalism. Nu? În primul rând, capitalismul se bazează pe o piață liberă, concurențială și proprietate privată. Deci ăstea sunt principalii factori. Proprietate privată a mijloacelor de producție, că proprietate privată ai și în comunism. Nu vorbesc de casă. De casa în care locuiești, că ții proprietate. Vorbim despre regimul proprietății. Exact. Regimul proprietate privată, pentru că e o diferență între proprietate privată și proprietate de stat. Comună. Comună, da. Că de stat tuturor și Tatăl Iliescu. A fost comună. De stat, deci proprietate privată de stat, termenul ăsta n-a existat în România până în 1990, în august. Era proprietatea comună. Toți cetățenii erau așa cum erau proprietari ai mijloacelor de producție. În 1990, prin legea 15, se transferă proprietatea comună în proprietatea privată de stat. Nicăieri în lume nu s-a auzit așa ceva. Deci totuși... FPS-ul, cu alte cuvinte. Corect, Fondul Proprietății de Stat. Dar dacă ne amintim un pic, apropo de perioada aceea, existau întreprinderile, fabrici și așa mai departe. Și uzine. Fabrici și uzine, care era proprietat. Statul român era proprietar, nu? Deși se spunea... Statul român administra. Da. Administra, dar era proprietatea statului. Proprietatea comună asupra bunurilor de producție. Nu, eu nu mi-amintesc să fi avut cineva un act de proprietate a unei părticici. Erau carnetele de părți sociale, introduse în ultima vreme.
Am prin pod, această chestiune se teoria valorii muncii, care provine de la Marx, care în capitalul... Ăla nu a fost normal, domnule Marx. Era un burghez care a scris niște lucruri, nu suntem psihiatri. În această teorie a valorii muncii se spune că valoarea mărfurilor sau a produselor este dată de fapt de munca înglobată în realizarea acelui produs. Capitalistul tâlhar, după viziunea aceasta, adaugă un surplus exploatând munca și beneficiind desigur de beneficii. Da, alții tot în același context ar fi spus că, de fapt, capitalismul, în viziunea lor, este exploatarea omului de către om. Din punct de vedere istoric, economia de piață și capitalismul... Putem face o analiză în ce măsură exploatarea omului de către om și să comparăm capitalismul din România și capitalismul din Germania. Ce face un om în România, ai plătit cu 200 de euro, pentru același lucru în Germania ai plătit cu 2000 de euro. Înseamnă că în Germania nu e capitalism, la noi, pe definiția exploatării omului de către om. Eu aș vrea să revenim totuși la lucrurile care țin un pic de punctele definitorii și de plasarea în istorie a lucrurilor despre care vorbim și să spunem că pe undeva capitalismul, economia de piață, este o rezultantă firească a evoluției istorice a umanității. Trecem de la economia naturală, cea care presupune realizarea prin propriile eforturi a îndeplinirii nevoilor, dacă vreți, de consum. Trecem la economia de schimb, după care la fărâmițarea orânduirii feudale apar primele forme de piață națională, piețele comune, piețele transnaționale după cel de-al doilea război mondial. Capitalismul apare și se dezvoltă diferit în funcție de diverse zone ale lumii. Secolele 14-15 în zona Europei Occidentale și mai târziu în după perioada post-belică se manifestă așa cum îl tratați și îl criticați. Nu critic neapărat, deci chiar e foarte bine în capitalism. Dacă capitalismul înseamnă libertate de exprimare și dacă ne ștergem singur pe cap că n-am fi avut această libertate de exprimare și până în 89, înseamnă că e bine în capitalism. În schimb, capitalismul ăsta a început undeva, da? În trecut, 1500-1400. Da? Într-o comunitate de protestanți. Aici vreau să te rog. Bun. Există un studiu, da? Există practic o lucrare a lui Max Weber, corect, care apare în Germania la 1904. Lucrarea. Exact, lucrarea, da. Care leagă cumva etica protestantă de geneza capitalismului și de dezvoltarea proceselor pe care capitalismul le presupune. Atenție mare, însă Max Weber nu pretinde că există o legătură univocă între cele două chestiuni. Păi, nu pretinde, un pământ care să pretindă că nu pretinde că etica protestantă absolut generează în mod necesar și neapărat capitalism. Însă, dacă vă preocupă Max Weber sau pe telespectatorii noștri preocupă Max Weber, reforma, cea care vine și generează etica protestantă, vede omul ca fiind prin muncă unealta divinității. Prin zel, prin muncă, prin dăruire, prin plus valoare, omul își îndeplinește misiunea divină și ca urmare strânge și capital. Sau prin copii. Capital. Sau prin copii. Aici intervine și de asta vreau să înțeleagă telespectatorii care ne urmăresc de ce a făcut acel studiu Weber și ce a constatat. Deci în comunitățile protestante, protestanții spun în felul următor: dacă Dumnezeu îmi dă să am mulți copii, înseamnă că mi-a iertat păcatele și îți bine cuvântat. În comunitățile protestante, sau a doua biserica, variantă, să fiu foarte bogat. Biserica și clerul erau parte din comunitate și nu reprezenta neapărat o instituție departe de enuriaș. Înaintea reformei, în biserica catolică pe care o invocăm de cele mai multe ori în acest tip de discuție,
mântuirea, salvarea depindea de două mari aspecte. De respectarea tainelor bisericii și, în al doilea rând, de respectarea autorității clerului. Corect. Odată în ceea ce privește pe Weber, el în mod necesar trebuie contextualizat, văzută perioada în care a trăit, familia în care a trăit. Totuși, reforma lui Bismarck să, este o lucrare fundamentală pentru cei care contextualizăm sociologia. Bă, canal mulți dintre telespectatori. Ok, bun. La ora actuală. Nici n-aș vrea să intrăm într-un curs legat de paradigmele sociologiei. Dacă cum am putea defini societatea românească din 1990 până în prezent? Este o societate capitalistă? Și dacă da, care este cheia succesului? Dacă este o societate capitalistă, după care reguli. Da, este, eu zic că nu. Că acum, după 1989, restructurarea profundă a structurilor de ideologie politice, economice, ne duc înspre manifestarea unor procese de ordin capitalist. Adică nu mai miroase un pic. După 1990, știți că a apărut mitul investitorului străin, cel care avea să salveze România, cel care trebuie impozitat diferit, cel care are parte de un regim preferențial, dacă vreți. Corect. Și în momentul ăla mai este piață concurențială. Din punct de vedere teoretic, există o piață concurențială. Păi dacă eu îl avantajez pe străinul ăla și străinul ăla care vine să investească, plătește... Așa a fost la început. Nu plăteau 5 ani sau 4-5 ani erau scutiți de impozit, nu? Firmele mixte. Da. Și tu ca român... A fost o formă de atragere a capitalului străin într-o economie care suferea profund la sfârșitul anilor 80. De asta nu uităm de realitățile de care spune Alin la ora respectivă. La ce nivel ne situăm noi din punct de vedere economic vis-a-vis de restul Europei Occidentale. Adică dacă tu vrei să ieși conform principiilor capitalismului cu un produs bun, la un preț bun, trebuie să îndeplinești niște condiții, nu? Ca să ajungi la calitatea și la prețul respectiv. Ori nu mai aveam tehnologie, la ora era depășită. Păi, dar așa ni s-a spus, că poate nu e chiar așa. Eu de asta vreau să încerc și cu ajutorul telespectatorilor. Un exemplu, Ciceronul făcea export la greu de șosete. La greu. Deci noi aveam șosete de foarte bună calitate. Fabrica de ciorap din Seveș vindea inclusiv la legiunea întrangeră, la legiunea străină. Avea contract ferm cu armata SUA, cu legiunea franceză, cu alte și alte firme. Deci noi aveam mărfuri performante. Chestia că cineva ne spune că nu aveam performanță, mi se pare un pic trasă de păr. Eu pot să vă spun pe date statistice că produsul intern brut al României față de 90 a crescut de aproximativ 9 ori. Cum? Deci a crescut produsul intern brut? De aproximativ 9. La ora actuală? Da. Exprimat în euro? Că avem un alt tip de discuție, că această creștere economică, că această bogăție relativă pe care au generat-o anii de după Revoluție nu se regăsește în buzunarele marii majorități a populației, este altă discuție care se leagă mai degrabă de etapele globalizării. Se întâmplă peste tot în lume. Trăim într-o lume mai bogată din punctul de vedere al banilor generați, dar cu toate aceste lucruri, oamenii nu simt acest tip de... Deci, chiar din potrivă. Nu, chiar din potrivă. Corect, dar per global, mie mi se pare... Per global, economia Statelor Unite... Nu, vorbim de economia României. Nu trăim... A crescut. Produsul intern brut a crescut dar de 9 ori față corect, de 1990. Corect, dar produsul intern brut nu reprezintă bunăstarea unui om. Bunăstarea unui om poate redistribuirea să fie metri pătrați locuibili, da? Probabil că nu vorbim de crescut, pentru că sunt foarte mulți români plecați, sunt milioane de români plecați și nu se mai numără. Dar banilor se numără. E raportat doar la cei care... Dar banii celor care sunt plecați se numără, pentru că i-aș trimit la frați, la bunici, la părinți. Normal, și investesc în acasă bani. Despre masa monetară aflată în circulație. Da, produsul intern ce reprezintă? Nu reprezintă, nu are nicio legătură cu nivelul de trai din punctul meu de vedere. Sau salariul este generator de calitatea vieții. Prea puțin. Este generator de politici publice. Teoretic. Teoretic.
teoretic o tipă, dacă se parfumează, e și frumoasă, dar dacă nu se parfumează, chiar nu, am văzut o replică. Și teoretic și practic este doar o tipă parfumată. Churchill era în... tot timpul în conflict am senzația, tipă... am mai zis asta și să mă iertați dacă greșesc cumva, am un profund sentiment de OTV. Nu e nicio problemă, să știți că foarte mulți telespectatori au apreciat OTV. Nu zic în sensul bun. În sensul bun. În sensul bun. În sensul trecerii relativ ușoare, așa, prin teme, fete parfumate... Păi, noi nu avem contract cu deștia, cu formatori de opinie care sunt plătiți de către servicii sau cum sunt unii sau cum se aude. Puteți ca să sigur. Manipuleze opinia publică. Analiști, nu? Analiști, așa zici și analiști politic. Nu, dar totuși, să revenim la ceea ce ai spus tu, Alin, ca să nu fie chiar așa OTV 100%, dar să fie numai 90%. Ai spus că produsul intern brut a crescut ca și suma. Da, de 9 ori. Bun. Da, un dolar din 1990 nu este egal cu un dolar din zilele noastre. Un dolar din 1990 poate echivala 3-4 dolari ca și valoare. Ca potență financiară. Definiți ideea de valoare. Putere de cumpărare. Putere de cumpărare. E important să definim ca valoare. În ce paradigmă ne manifestăm? Și dolarul, și lira sterlină, și toate monezile, da, se supun unei devalorizări. Și dolarul are o devalorizare de undeva la 1% pe an. E o devalorizare a monezii. Pentru că în urmă cu 100 și ceva de ani, cine câștiga un dolar pe zi era Coco Jumbo în America, nu? Sau era foarte șmecher. Vreau doar să vă câștigai spun că de ordinul... deși nu pare, lumea este la acest moment... la mai nivel bogată. Istoric, mai bogată decât a fost vreodată. Da, că acum are și cancer și boli cardiovasculare și tot felul cu de boli. Cu toate acestea însă, această îmbogățire prin globalizare nu se reflectă neapărat în nivelul de trai al oamenilor și nici în calitatea vieții acestor. Dar, încă o dată, revenind la contextul anilor 80, aduceți-vă aminte, sunteți ceva mai în vârstă decât mine, nu puteți să mă convingeți nici acum, nici într-o altă perioadă. Bun, la nivelul anilor 80, da, că oamenii erau mai rău acum decât în 1987. Da, bun, dacă vorbim de nivelul anilor 1980, îți dau dreptate. Dar să vorbim de nivelul anilor 70, când eu eram la grădiniță și mă lua bunica de la grădiniță, hai să mergem să cumpărăm o jumătate de pachet de unt. Și tăia pachetul de unt cu cuțitul în două, că nu aveam nevoie de un pachet de unt. Pentru că erau magazinele arhipline la nivelul anului 1976-78. Tot găseai, nu numai unt. Și mâncare. Și benzina absolut, era da. 75 de bani. Sau deci eu, nu până știu cât era. La nivel din 70 până în 79-80, dacă vorbim de perioada aia în România, atunci s-ar da peste cap toate teoriile. Într-adevăr, după 1980 a fost ultimul an în care am mai fost din... Modul în care noi am înțeles capitalismul, privatizarea, circulația capitalului străin, investițiile străine în România, sunt totuși aspecte diferite de capitalismul bun sau rău. Sunt totuși lucruri diferite. Eu mi-aduc aminte și chiar am rugat colegii, poate reușim să pregătim și un documentar. Păi, pe finalul puteți, mai George Pădure. Da, a venit în 1990 cu GEPA, sau cum era, GEPA, minuta. GEPA, da, un pic mai bine pentru dumneavoastră. Și a venit în România cu 50.000 de dolari și a făcut un dita mai rețea de magazine în care se vindeau toate electronicele din Occident care erau depășite, dar erau noi. Și a făcut, într-adevăr, nu se vindeau electronice în anii 90 care se vindeau și dincolo. Era aceleași produse, nu, e o idee greșită asta. Ok, bun, se vindea am vândut produse. Și eu la 91-92, eram intermediar la ora aia. Și se vindeau bine? Se vindeau foarte bine, pentru că erau bani fizic, erau bani pe piață și să nu uităm că nu prea exista nimic, nu puteai să cumperi nimic la ora aia. Amintiți-vă, nu știu dacă ți-amintești, cum veneau, pe tabele se vindeau pe vremea lui Ceaușescu. Și acum, după 92, când deja erau primele magazine de electronice, toată lumea cumpăra, adică
veneau marfa la săptămână. Se vindea absolut orice, orice, aproape orice. Deci eu am vândut niște radiocastofoane, că te doare mintea. Se vindeau foarte bine, că nu existau, încă era goală piața, știi? Păi se vindeau și bluși cu 1000 de lei perechea și după Revoluție. Că nu era după Revoluție era? Da. 1000 de lei? 1000 de lei. Bine, până în Revoluție erau 2000 de lei o pereche, erau piramidele. 1500, 1700, dar eu am vândut bluși când am fost student. 1500-1700 și după Revoluție s-au ieftinit, au fost numai 1000 de lei, dar 1000 de lei erau totuși... Erau peste tot. Deci existau deja blugi. Acum, Alina are dreptate într-un fel. Trebuie să dozim un pic sau unde punem capitalismul rău și la bun. Păi nu, ce capitalism trăim noi? Nu, practic, ce exemplu de noi acum vis-a-vis de blugi și electronice, nu e chiar așa un barometru la cât de mulți bani aveau oamenii la ora aia și ceea ce puteau să cumpere la ora aia de banii respectivi. E vorba despre comerț, da? Deci capitalismul... O societate de consum. Practic și cel care produce este un consumator. Nu doar noi care cumpărăm și lucrăm în altă parte. Chiar și cel care produce acel televizor sau blugi și el este un consumator. Pentru că cumpără tranzistori și... Păi pe asta se bazează parte, și da, capitalismul, nu? Pe consum. Producție și consum. Producție și consum. Și atunci întrebarea e, în România, ultimilor, în România actuală, avem sau nu capitalism? Noi numai consumăm. Nu e adevărat, și producem. Da, dar nu produc românii, produc firmele străine. Păi, toată teoria asta cu trecem de la una la alta, de la investitorul anilor 1990, investitor străin, care era Mesia, avea să scoată țara din marasmul economic, trecem la ideea exploatării de către corporații a românului obișnuit și a firmelor românești. Nu avem în discuție aproape niciodată această cale de mijloc, această idee de rezonabil. Da, aveam nevoie de investitori străini? Asta e întrebarea. Sau aveam nevoie de investitori străini ca interfață la banii ce trebuia să-i aducem de dincolo? Că în România, în ultimul an, 1989, s-au făcut exporturi de 9 miliarde, 8 miliarde și ceva de dolari. 8 miliarde. Către cine? Către asta vreau să zic. Către cine? Către fostul pact de la Varșovia. Nu numai. Dar noi, Cicerone la Sebe, spre exemplu, exporta... Păi acum, deci așa și deja n-a dădea pantof la armata americană, dar exact. Alea sunt punctuale, nu sunt punctuale. Grosul exporturilor nu mergeau acolo. Vreți să spuneți că grosul mergea în fostul pact de la Varșovia, da. Lumea din jurul nostru în 1989 s-a schimbat așa cum se schimbă și acum. Și de acum încolo. Și de acum încolo. Nu am fost niciodată, dacă tot este să vă discutăm la nivelul acesta de teoria conspirației, de foarte puține ori în istorie am decis procesele pe care le vedeți manifestându-se fără echivoc în societatea românească. Totuși, da. Suntem și produsul contextului internațional. Intrarea României în Uniunea Europeană la nivelul anului 2007 a însemnat și o cedare voluntară de suveranitate. După pactul de la Maastricht din 7 februarie 1992, o cedare voluntară de suveranitate. Există principiul subsidiarității. Da. Bun, înseamnă că am intrat în Uniunea Europeană încălcând Constituția. N-am încălcat nicio. De ce? Dacă zice România este stat suveran și noi vorbim de cedare. Dar am cedat teritoriul. Care? A încetat pretenția de a avea dreptul la niște teritorii, pentru că în 2000, în 1997 a fost decisiv semnătura lui Emil Constantinescu, a semnat cu Ucraina și cu toate statele limitrofe, cu Ucraina sigur, că renunță definitiv la insula Șerpilor, că renunță definitiv la zona nordică a României, la... Vă aduceți aminte cum arăta România în 1996? Da, tot așa. Te referi la granițe sau la ce? Mă refer la indicatorii macroeconomici, la cum arăta societatea, la câte generații se pensionaseră,
La ce nivel cea mai mare inflație? Cum arăta inflația? 160%. Cum arăta sistemul corect. Bancar? Corect, dar din cauza cui? Nu din cauza, din cauza faptului că cineva care eu și încerc, acum se află la conducere a făcut să fim în situația respectivă. Să vă spun că la un moment dat nu exista altă cale decât Uniunea Europeană. Faptul că noi am făcut din asta o cedare a demnității naționale, a bunurilor, este o altă discuție. Că nu am știut să stăm în picioare să în mijlocul Uniunii Europene, da, cum au făcut-o polonezii. E altă discuție. Că am acceptat să cedăm sistemul bancar fără prea multă dispută. E altă discuție. Energetic. Fără nicio dispută. Sistemul energetic. Iarăși e o altă discuție. Dar chiar și din telecomunicații. Destinul european al României nu este în sine un lucru negativ. Destinul european. Dar prin niște hârtii am intrat în Europa, noi suntem geografic în Europa de mult și bine. Între aderare și integrare, din nou făcut... există niște diferențe de nuanță. Corect. Și atunci de ce trebuie să spunem că fără Europa că era singura soluție? Era singura soluție, într-adevăr, dar cine ne-a adus în situația de a fi unica soluție? Este contextul internațional. Păi nu contextul internațional. Deci în 1990 n-am absolut nimic personal cu Iliescu, că dacă aveam, da, nu mă luam de el. V-am zis, da, că o să fie cu Iliescu. În 1990, în 10 februarie se dă o lege prin care inclusiv anumiți contabili și anumiți funcționari puteau să spună că ei au grupa a doua de muncă. Prin legea dată atunci, pe 10 februarie 1990, s-a scăzut practic vârsta de pensionare la aproximativ 300.000 de persoane cu 12 ani. După două zile... O spus de ce? Corect, am spus înainte emisiunii, o să repet, dacă îmi permiteți, bineînțeles. Mai spun încă două legi. Tot lasă să spună și pe aceea. Da, și după aia le discutăm. Totuși, dânsul e moderator. Nu e chestia de asta, da? E gazdă. Avem în 12 februarie o lege prin care se scade vârsta de pensionare la cadrele militare. 54 de ani. Brusc, dintr-o dată. Și o altă lege, tot în februarie 90, prin care minerilor li se dă posibilitatea să iasă la pensie la 45 de ani. A fost în 90 un val de pensionari. Un val imens. Milioane de oameni au ieșit la pensie, care trebuiau să iei pensie. De unde? Din ce fonduri să iei pensie? Schimbarea structurii... S-au tipărit bani și ne întrebăm că de unde inflație. Trecerea de la economia centralizată la economia de piață a fost repede înțeleasă. Dar noi încă nu trecusem. De vedere al șocului psihologic. Uitându-se pe structurile de populație și mai ales pe structurile ocupaționale, da, cineva și-a dat repede seama că ne putem confrunta rapid cu un șomaj structural foarte mare. Da. Ca urmare, soluția demnă de urmat a fost aceasta. Deci, a trecerii acestor persoane în rândul pensionarilor. Impactul psihologic și social al măsurii fiind evident mult mai mic decât să ai o rată a șomajului cu două cifre. Prima cifră începând probabil cu doi. Da, să ai asta tot în contextul cerere și ofertă. Ce produceam noi, la ce nivel și cui le vindeam. Capitalismul până la urmă asta e. Corect, dar dacă putem discuta despre dimensiunea morală a proceselor din capitalism. Este cu totul altceva. Despre cum au înțeles unii dintre investitori să nu-și plătească forța de muncă. Cum am înțeles noi ca stat să impozităm munca mai mult decât era necesar. Sunt cu totul și cu totul alte discuții. Dar capitalismul în sine, piața liberă, concurența duce la progres. Și dacă vă amintiți, apropo de retribuire... Neștăierea fabricilor și ducerea lor la fier vechi a dus la progres? Pentru unii, da. Dar ce? Pentru unii, pentru țară să vorbim. Nu, dacă ținem cont că în anul 1990 încă la anumite fabrici, uzine existau utilaje în țiplă de tehnologie. Corect. Din anii 90 și s-au vândut la fier vechi, da, nu prea e normal. Deci acolo într-adevăr a fost o problemă, da? Dar au fost în cazuri, eu nu cred că numai la Cugir au fost strunguri din Suedia aduse în țiplă, noi nouse.
Și probabil și în Alba Iulia, la Mecanica sau la alte fabrici. Nu, nu, la Mecanica nu mai. În Cugir erau strunguri din Suedia, aduse în 89 în vară, în țiplă, nu în ouțe. Da? Și ulterior s-au dat la fier vechi, de unde, s-au dat la preț de fier vechi. Aici nu înțeleg. Da, și le-a luat unul, ce-a înființat o unitate și... Și le-a dus majoritatea în Australia. În Cugir sunt încă unități productive, da, care lucrează pentru Boeing sau pentru alte companii. Dacă care vă amintiți sunt o chestie, mari, apropo de retribuiri și de cum s-au dat, ce s-au dat și de retribuții și așa mai departe, a fost o perioadă în care o persoană, dacă era angajat la un privat, la o societate privată, câștiga mult mai mult decât unul care lucra în sistemul de stat. Eu mă amintesc, da, foarte, da, bine că eu am fost unul dintre ăștia. Am avut la început un salariu dublu decât îl avea directorul la... Dacă era pe o funcție de conducere, dacă era... Nu, în funcție de administrare, normal. Da. Și dacă era un executant, avea salariul mai mare. Am fost perioada anii 92-3 până prin 95-96, când, apropo de inflație, atunci s-o cam terminat și s-o cam dezechilibrat. E bine așa ca din când în când să ne aducem aminte și de unde am plecat. Da. Sigur că nivelul de expectanță al societății este foarte, foarte mare și este normal să fie așa, vrem o țară ca afară. Dar gărimează și... Gărimează. Dar tu vrei o țară ca afară? Din anumite puncte de vedere, da. A, din anumite puncte de vedere, păi nu, ori o vrei ca afară, ori o vrei mai mulți, ca afară. Mai mulți oameni cu un sentiment patriotic. Corect, dar sentimentul ăsta patriotic oare... Patriotismul înțeles corect, am explicat de-a lungul misiunilor dumneavoastră. Nu a fost erodat de faptul că hai să vină capital străin, că îi ajutăm, le dăm 5 ani... să nu plătească impozit. Dar românul trebuie să plătească impozit. Aici unde e patriotismul? Nu s-a erodat acest sentiment de cum mai poți să fii patriot când statul din care faci și tu parte dă niște legi care favorizează capitalul străin care intră, nu? Mai mult de atâta. Sunt acele ajutoare care s-au dat până acum, minimasurile sau așa, de care au... beneficiat majoritatea firme străine. O firmă românească nu se încadrează să-și ia un ajutor de stat de 1-2 milioane de euro. În schimb, firmele străine pe bandă rulantă, că așa au fost făcute legile. Și atunci, normal, despre ce sentiment patriotic vorbim? Când trăim într-un stat care favorizează capitalul străin. Deci nu suntem la egalitate. Mai mult de atât, străinul. Și, din nou, cât de patriot poți să fii când știi că statul român oferă străinilor zăcămintele naturale ale României cu o redevență de 2-3%, 4% maxim. Adică vine o companie din Austria, îți ia petrolul cu 4 bani kilogramul, da? Și îți vinde cu 5 lei de 100 de ori după aia mai mult, bine, cu accize și cu procesare, îți vinde motorina la pompa de benzină. Nu, fii patriot. Plus exploatările care le are România în altă parte. Corect, nu? Fii patriot. Că ne-am dat redevențele cu 3-4, avem redevențe de 3-4%. Eu văd acum în stradă oameni care își pun pancarde de aia, rezist. Da. În loc să-și pună, băi, eu nu mai rezist. Deci asta e o manipulare pe cuvânt. Cum poți să spui o pancardă rezist? Adică dacă reziști, îi dai dreptate lui Brucan, mai reziști încă 20 de ani. Noi nu trebuie să rezistăm. Noi trebuie să zicem, băi, eu nu mai rezist. Aia e o prostie mare, să spui chestia, da, cu rezist. Rezist că ce? Adică mai dă în mine că nu e nicio problemă. Dacă e să discutăm din punctul de vedere al mecanismului social în care se manifestă acest tip de slogan, rezist semnifică rămânerea pe poziții vis-a-vis de niște principii în numele cărora protestezi. Ca mecanism social. Ce se întâmplă efectiv în piață, rămâne să mai discutăm. Eu vă dau din nou un exemplu cu care am mai operat. În 1990, în piața universității, erau foarte mulți oameni manifestând în numele unor principii. După care a venit momentul mai 1990, când aceiași români, în majoritatea lor covârșitoare, vreo 90%, dacă nu mă înșel,
au votat cu domnul Ion Iliescu și Minerian. Și așa mai departe. 20 mai, da, acolo au votat și nu au votat. Cred că s-a făcut o fraudă acolo. Vă sfătuiesc din când în când să vă uitați pe studiile de audiență, să vedeți de fapt. Atunci au votat, să știi. Da. La ce se uită românii? Care este orizontul de așteptare? Ce ne preocupă de fapt? Da. Sună cinic, dar dacă vă uitați pe câteva studii de audiență, o să vedeți câtă lume se uită la emisiuni de divertisment cu bucătari, cu cântăreți, maneliști, seriale de televiziune cu un soi de umor îndoielnic. Aș vrea să ieșim un pic din paradigma asta, că vine cineva și ne pedepsește. Uitați-vă cu atenție în oglindă și o să vedeți că suntem principalii responsabili pentru ceea ce trebuie. Decât să te uiți la un program la care îi plin unii pupăcesc pe ăia roșii, ăia alții pupăcesc pe ăia galbeni. Nu vezi, vezi un ping-pong emoțional între două forțe, care una se numește de stânga, una de dreapta. Biblioteca nu are telecomandă, dar are o ușă deschisă. Bun, biblioteca, da, e destinată în special. Problema e că nu prea găsim ușa aia, știi? Am înțeles. Sigur că e mai simplu să discutăm în clișee și în construcții. Nu e niciun clișeu, dar românii... Nu noi neapărat. Nu noi. Dar... Bine, ei, într-adevăr, la alte posturi de televiziune, sunt posturi care fac... servicii anumitui curent, de stânga sau de dreapta. Și atunci se vede de la o poștă. Nu, sigur este domnul Ion Iliescu în spatele chestiunii. Ion Iliescu clar că este în spatele PSD-ului atâta timp cât este președinte de onoare, deci nu e nicio conspirație. Adică dacă spune cineva o etichetă clară pe un partid, președinte de onoare, Ion Iliescu, normal că este. Este și în fața și în spatele. Deci aici nici nu ai ce să comentezi. Dacă n-ar fi, n-ar fi fost președinte de onoare. Psihologic, teoria conspirației îi face pe oameni să se simtă speciali atunci când o discută. Înțeleg, e firesc. Nu mă simt cu absolut nimic special, că m-am născut într-o țară în care un Iliescu a venit și a bătut joc din popor întreg. Și un partid care a câștigat... Vă reamintesc că acest popor a votat în diverse momente așa. Cum a votat? Și în 92, și în 96, și în 2000. Corect. Tot din cauza faptului că anumiți oameni care puteau să spună Faptului că așa suntem. Nu că așa suntem. Clasa politică. Păi era numai TVR-ul. În oglindă a societății noastre. Dar era numai televiziunea română. Nu arăta. Au fost manifestanții anti-Iliescu în București în 1990, înainte de alegerile din duminica Oricului. Mai. Da, din mai. Trebuie să depășim subiectul ăsta, că deja e perimat, după părerea mea. Nu e perimat. Perimat va fi Iliescu când va fi judecat, condamnat și când va sta și el închis. Păi și după aceea putem discuta de ce a fost în 90 și 92, dar nu mai putem întoarce nimic. Adică e istorie deja. Corect, dar dacă a fost... Și să ne concentrăm pe viitor. Adică, apropo de rezist și de etichete de care spunea, noi trebuie să fim atenți când votăm de acum înainte. Nu? Fiecare dintre noi să fim responsabili. Și dacă singura am votat într-un mod, să respectăm acel vot. Și gata. Corect. Deci asta cu respectarea votului și eu sunt tot de acord. Adică nu avem ce să ne plângem. Asta e. Sigur că în cadrul teoriei legitimităților, cei care obțin legitimitatea prin vot, nu trebuie să abuzeze de această legitimitate în sensuri pentru care noi nu i-am votat. Corect. Deci, apropo, am avut ieri un invitat, domnul Matei Mircea, de la Centrul Independent de Protecția Mediului Sebeș, și vorbeam despre emiterea unei autorizații de mediu la un poluator în Sebeș. Apropo, că e vorba de abuz în serviciu. Dânsul a constatat că în dosarul care a fost depus la Agenția de Protecție a Mediului sunt o grămadă de inadvertențe între datele din material și lege. Deci, cu alte cuvinte, un funcționar, fără să se uite atent pe documentație, a dat avizul de funcționare la o fabrică care poluează. Acum, întrebarea lui, este abuz în serviciu sau nu, când un funcționar nu se uită peste niște documente? Poate fi, dar abuzul în serviciu, lăsând o parte definiția, presupune
automat și o altă culpă. Ceea ce, exemplu care l-ai dat tu, se poate încadra foarte bine la malpraxis, de exemplu. Corect? Sau dare și luare de mită. E un abuz în serviciu. Dar oricum se încadrează, da, e o culpă. Dare și luare de mită. Nu neapărat abuz în serviciu. El poate zice, eu n-am dat, n-am luat mită. Acum vorbeam așa ipotetic, nu neapărat. Pentru că, un adevăr, eu nu stau de vorbă apropo de ăsta, nu sunt inginer, n-am nicio treabă cu justiția, decât să respectăm legile, asta e în primul rând. Îmi spunea că, într-adevăr, exista un vid pe un anumit segment, și am vorbit cu un judecător, un segment din codul penal și codul de procedere penală, care trebuia acoperit. Pentru că au fost și recomandările de la Uniune și așa mai departe. Nu intru în amănunte că nu pot eu să... Ne recomandările că ne-ar da o amendă dacă nu... Da, a fost o chestie... Dar amendă ne dă pentru că nu ne selectăm gunoiul, tot așa, 60 ceva de milioane. Vedeți? Păi asta se reflectă în ce? În nivelul de trai și în ăsta, scoate mai mult din buzunar. Deja scoate mai mult din buzunar, nu știu dacă știi. Da, cu 80 de lei... Noi tratăm tema abuzului în serviciu în legătură directă cu producerea unui prejudiciu. Ori, vă reamintesc două aspecte pe care le-am mai discutat în același studio de televiziune. Nicio problemă, trebuie de fiecare dată reluate. Administrația publică locală refuză să-ți elibereze autorizație de construcție în condițiile în care tu ai respectat legislația în vigoare. Da. Nu se produce neapărat un prejudiciu, dar este abuz în serviciu, da sau nu? Nu este, este abuz. Nu este, este abuz în serviciu. Nu. Dacă... Și-ți spun și de ce. Aici ai buz la urbanism și vă spun. Încă o altă întrebare. Da, altă întrebare. Altă întrebare. Dacă o organizație recunoscută de lege ca fiind, să zicem, o federație națională, da, sportivă, da, este îndreptățită să primească de la administrația publică locală o sală de sport și nu o primește, este sau nu abuz în serviciu? Federație, te referi la federație, lotul național într-un anumit sport? Sau federația structură organizată? De culturism, exemplu. De judo, orice ar fi. Ping-pong. În mod normal, chestiile astea rămân, cred eu, la latitudinea autorităților locale, nu? Dacă este vorba despre... Că se votează în consiliul local. Dacă este club privat, dacă e federație, dacă e lotul național, dacă etc. Sunt mai multe chestii, pentru că sunt niște legi și nu pot să le... Da. Că până la urmă, după aceea se cere bani. S-a discutat foarte, foarte mult despre aceste două exemple. Fără ca ele să fie lămurite în... Cum poate face... Hai să spun ceva apropo de autorizație de construcție, că asta e dacă este sau nu abuz în serviciu. Tu ești în comisia de urbanism, tu respecti legea 50, să spunem, unde sunt prevăzute toate mai multe detalii. Nu este perfectă, o spun de acum și am spus-o de mai multe ori. Există reglementări urbanistice, pud, pus, pug, etc. Sunt niște reglementări pe anumite suprafețe în care spune ce poți să faci, cum poți să faci, etc., un regulament și așa mai departe. Pe ce suprafețe, da? Bun. Reglementările unui pug, pus, etc., unei așa, acolo sunt prevăzute mai amănunțit funcțiuni înălțimi, distanțe, etc. Cutuși. Tu să spune că vii cu un proiect în care tu îndeplinești prevederile acelui pug, puz, etc. Da. Deci plan urbanistic zonal. Care exact, puz, da. Înțeleagă și ce era prost într-un fel în reglementările astea, pentru că legea 50 și anumite reglementări din lege, articole, sunt pentru acea zonă, hai să spunem, rezidențială, mai mult, nu și zonă de centru urban sau zonă industrial sau așa mai departe, sau mixtă. Sunt prea exagerate unele cerințe, în așa fel încât, vă dau un exemplu,
în toate orașele din lumea asta, unde am fost eu, n-am fost în toată lumea, dar am fost în mai mult și în România, dacă vrei, nu neapărat pe dincolo. În centrele vechi, istorice, sau centrele administrative, care sunt în general centrele vechi ale orașelor, nu, nicăieri n-am văzut domenii în care să fie o construcție pe sau parte plus un etaj și să aibă 5.000 de metri în jur. Nicăieri. În general, în zone cu de business, de administrație și așa mai departe, în care practic tu dacă îngrădești dezvoltarea pe anumite pe zonele respective, practic blochezi un pic dezvoltarea pe zona respectivă. Pentru că una să-ți faci un turist sau ceva, alimentație publică aici în oraș unde vine toată lumea și una să-ți faci pe Mamut sau mai știu eu pe unde, nu? Adică nu s-a ținut cont de asta. De-aia spun că nu este abuz în serviciu, pentru că tu nu primești autorizație de construcție dacă, de exemplu, nu ai acordul vecinilor. Nu, exemplu pe care... Care e o prostie, după părerea mea. Atâta timp cât tu îndeplinești niște arhitecți, ori gândit, gândit dezvoltarea, știi? Că îndeplinești condițiile exprimate de către lege. Inclusiv... Dar prin voință funcționarul... Inclusiv acordul vecinilor. Inclusiv acordul vecinilor. N-are cum să nu-ți dea. Îl câștigi foarte repede la orice și poți să ceri daune și poți să te îndrepti asupra persoanei respective. Da, este un malcurație și ăla. E ceva interesant. Tu îndeplinești toate condițiile legii, ai acordul vecinilor... Și nu-ți dă autorizație. Nu, și nu-ți dă. Și totuși, hotărârea Consiliului Local trebuie votată în unanimitate de către consilieri. Nu se poate fără hotărârea Consiliului Local. Nu în unanimitate. Să trebuie să fie majoritate simplă. Majoritatea simplă, bun. Dar de ce mai trebuie să voteze consilierii? Că atunci, dacă... Așa e legea. Nu, așa e legea. Păi așa e legea, dar e inutil. Și, încă, nu e că inutil. Ei nu pot să voteze inutil. Cu nu. Nu e inutil. Și de ce ar vota? Amintește-ți că au fost perioade în... cum a fost și în Alba, și peste tot în România, în care fiecare care a ajuns și a înțeles greșit acest capitalism, dacă s-a văzut cu niște bani, mai mulți, a considerat că totul îi se cuvine. Și a cumpărat un teren și s-a apucat să-și construiască o casă sau un business sau ceva, fără autorizație. Ai cu totul altceva, da. Nu? Da. Și atunci, de ce nu trebuie să fie votat? Pentru că tu nu poți să faci ce vrei unde vrei. Nu, de ce nu trebuie votat? Trebuie dat efectiv de către urbanist, de către biroul de urbanist din cadrul primăriei, fără să treacă prin Consiliul Local, dacă sunt îndeplinite toate cerințele. De ce mai e nevoie de un vot? Și aici dau un exemplu. Acum 2 ani la Sebe s-a pus problema scumpirii biletului la cursele interne. Sebeș Petre, Sebeș Lancră, Sebeș Răhău. Transportul local. Transportul local, da. Și am făcut o ședință de urgență, toți consilierii, repede, votați repede cu da. Păi tu m-ai chemat pe mine să votez cu da? Nu, că trebuie neapărat să votați da. Păi din câte că avem nevoie de vot. Sebeșul nu se subvenționează de la Consiliul Local? La sau se... Vot. Da. Da, o parte, da, la pensionari da? Și... Da. Dar nu a trebuit să legea, votăm. Corect, da. Obligat să respecti. Și am zis, eu votez împotrivă. Nu, că trebuie tu să votați cu da. Atunci, ce rol mai are votul unui consilier dacă tu mă chemi și îmi spui legea te obligă să votezi cu da? Bineînțeles că unii n-au venit la... Ca să nu voteze. Ca să nu voteze. Eu am votat. Eu zic că dacă... Eu am jurat că votez după acum, propria conștiință, tu vii și îmi spui că sunt obligat să votezi cu tu da. Tu te duci acolo în Consiliul Local sau cine este consilier local, lăsând la o parte jurământul care îl depune la investire, el se duce să reprezinte interesul cetățeanului din orașul respectiv, nu? Corect. Interesul cetățeanului e atât celui care vrea să construiască, să dezvolte ceva, și al celui care nu face nimic și pur și simplu trăiește, da? Corect. Pentru că toți au nevoie, ăsta e adevărul. Dacă tu... așa este legea. Trebuie să mergi în Consiliul Local cu proiectele. Da. Te duci. Pentru mine se pare normal. Păi, când e mai multă lume, e mai bine. Există diferență doar unul singur care o diferență de nuanță, știți? Între investirea consilierului local în numele interesului public și nu neapărat întotdeauna
în interesul publicului. Între interesul public și interesul Corect. Publicului este o diferență de la cer la pământ. Corect. Domnul Dorin Pocol, spre exemplu, a fost inițiatorul unui proiect care produce rezultate pentru comunitate, prin care cei care își izolează blocurile nu mai pot la nivelul municipiului, ca și cromatică, să o reprezinte în 70 de culori. Doar în 3, dacă nu... Am spus că două. Sau două. Două culori din aceeași familie. Crem, brun, maro, etc. Și nu să fie culori pal. Pentru că... În acest caz, interesul publicului era să avem 70 de culori pe blocuri. Dar interesul public legat de estetică, dacă vreți, e altul. Să că Mircea Trifă a spus că toate blocurile dă el o hotărâre, adică face un proiect de hotărâre, să fie toate clădirile din Alba Iulia albe. Deci nu fără gri, verde și așa. Tot alb ca să... Dreptul lui, adică nu pot să să-și dai... merite numele Alba Iulia, de ce? Că e toată albă. Da. Asfaltul din nou o să fie alb și marcat pe mijloc cu negru. Da. Am glumit. Nu, nu, are și el idei bune și el vine dintr-un mediu care a dezvoltat ceva din domeniul ăsta. Eu zic că, de fapt, și capitalismul și democrația sunt mână în mână. Merg mână în mână, teoretic. Bun. Care este condiția esențială de a avea succes în capitalism sau de a se dezvolta un capitalism sănătos? Condiții egale, nu? Adică să fie reguli pentru toată lumea în același regulile fel. Regulile sunt pentru toată lumea. Să nu confundăm reguli cu oameni, egalitatea între oameni, că asta nu există. Așa cum e ADN-ul, nu? Nu găsești doi oameni la fel? Asta a fost o idee dezvoltată de comuniști, că toți oamenii să fie la fel. E posibil. Era o prostie. Nu e natural. Nu e natural, într-adevăr. Regulile nu sunt aceleași. Adică în România, sunt niște legi, nu? Care sunt valabile pentru toți. De la ce reguli te referi? Mă refer la faptul că o multinațională, da? Da. O multinațională plătește în cazul în care vorbim de un mega marketing mare, de zeci de mii de metri pătrați, se constată că anumite alimente sunt expirate. Plătește aceeași amendă ca și un magazin din colțul străzii, de 2 pe 2, că i s-a găsit un cartof stricat. De ce zic că nu sunt egale? Pentru că 10 milioane pentru amărâtul ăla din colțul străzii s-ar putea să însemne lichidare și oprirea activității de tot. Pentru un mega marketing... La fel, vorbim de alimente expirate, nu de un cartof Corect. Stricat, că la urmă și la arunci. Legea... Și în sensul spiritului ei, nu doar... Normal. La fel pune în pericol sănătatea omului și în acela. Bun, întrebare. Adică nu trebuie să fie responsabil la fel. Eu am auzit în Sebe și probabil dumneavoastră în Alba Iulia, acum 2 ani a fost o mare... Cum da, să știți că auzim și noi. Bun. O mare campanie de amendare a magazinelor care nu emiteau bon fiscal. Da? Și în Sebe și-au fost câteva unități, multe, în jur de 10-20. Asta a fost mai de mult. Acum 2 ani. Doi ani în trecut? Doi ani. Da. Zeci de magazine în Sebeș, unități comerciale au fost închise pe motivul că nu au eliberat un bon fiscal la o bere, doi mici. Da, sau... aveau casă de marcă? Aveau, da. Păi și atunci. Bun. Întrebarea mea. Ați auzit vreun lanț de magazine să fi fost penalizat cu așa ceva? Da, eu spun numai din ce știu, nu din povești. Da. Eu n-am fost la un magazin de care spui tu și să nu-mi dea bon. Nu mi s-a întâmplat. Întotdeauna dau bon. Deci că-l iei sau nu-l iei, partea a doua. Înseamnă că ei respectă legea în timp ce autohtonii mai au de învățat. Eu repet, ce-am făcut eu și ce-am văzut eu, nu mă iau după povești. Și mie, peste tot, toată lumea îți dă bonul de la casa de marcaj.
că îl iei și îl arunci și partea a doua, dar îți dă. Eu n-am mai văzut pe nimeni în ultimii deci eu n-am văzut o statistică ani, să zic, sau nu știu, când în am care pe există o dublă măsură de multinaționalele să primească amendă de la protecția consumatorului. Nu știu, ca statistică. Păi nu, dar astea trebuie studiate și atunci putem să punem în balanță și să spunem că da, se manifestă. În mod cert există dublă măsură în societatea românească. Există. Există. Dezvoltă. Există ipocrizie în societatea românească, așa cum există peste tot în lume. Da, peste tot în lume. Și atunci de ce trebuie să zicem în societatea românească de parcă ea ar fi problema? Ipocrizia există peste tot, mai ales la este o constatare, nu oamenii politici. Da. Nu neapărat o problemă. Trăim într-un context pe care, cu voia societății, încă noi sociologii îl mai studiem din vreme în vreme, tragem niște concluzii, pe unele le spunem, pe altele nu. Dar tema ipocriziei nu este nicio temă nouă și nici specifică doar societății românești. Corect. Dar spunând și limitându-te la atât, picăm noi ca români de păcălici. Știi că în România există ipocrizie. În toată lumea există ipocrizie. Putem generaliza. Da. Că dacă spui numai de România, înseamnă că există în România. Deci, mie personal mi-ar place ca noi să ne iubim mai mult pe noi și țara asta în care trăim. O să și să nu ne mai aruncăm cu noroi unul la celălalt. Corect. Și în față. Asta mi-ar place și asta ar trebui. Nu că ne apucăm și lăudăm, nu știu, modul de a se circula în Germania, deși într-adevăr ne putem compara, sau modul de, nu știu ce, de servire și curățenie, da, și așa mai departe. Da, dar noi ne putem schimba, sau putem schimba societatea românească despre care vorbim, dacă ne schimbăm întâi pe noi. Prin exemplu, adică tu când te duci la iarbă verde, nu mai arunca petul acolo. Un exemplu, da? Da. Un alt exemplu. Mai mergeți din când în când la ședințele de Consiliu Local. Sunt publici. Eu merg publici, de fiecare dată. Dumneavoastră sunteți consilier local, e normal să faceți asta. Da. O atitudine ceva mai pro vis-a-vis de comunitate va duce și la dezvoltarea comunității. Corect. Lucrurile simple, de gen anins peste măsură, nu aștepta întotdeauna ca primăria să vină să curețe până în scara blocului. Adună trei vecini. Cu pe vremuri se făcea asta, fără să spună nimeni. Corect. Și pe la ora bune, actuală bune, există lege pentru care ești obligat, dar nu se respectă. E... Asta deja nu mai ține decât de educație și de conștiința fiecăruia. Nu mai ține de el. Nu mai poți. Chiar ajungi să dai legi pentru orice. Sau să nu faci numai dacă e lege. O chestie care ține de cel mai elementar bun simț. Mi se pare absurd. Singura șansă de evoluție, am mai spus-o, este educația. Și sprijinirea educației de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt. Bun, dar educația asta include și istoria. Da. Și până când noi nu reușim, că eu de asta insist pe chestia asta, dacă noi nu reușim... La un anumit nivel, istoria se reduce la un singur personaj politic pe numele său, domnul Ion Iliescu. Nu neapărat. Tot ce care am crezut că nu mai e. Acum, de ce mai e? Deci dacă noi nu conștientizăm că trebuie să aflăm cauzele majore pentru care am ajuns în situația critic economică, 90 și ceva la sută din capitalul productiv din România nu este al românilor. Este capital străin. Nu că ar fi rău chestia asta. Eu sunt de acord. Ok, bun. Dar cum este capital străin? Că nu e un capital străin care a venit să fie investit. Au venit aici și au preluat capitaluri existente. Au venit și au cumpărat pe bani foarte puțini anumite fabrici care erau productive. Cele care erau... Stop să pun o întrebare. Da. Ce jucători sunt? Ce jucători sunt în capitalism? Este așa, capitalistul, da, antreprenorul, da, muncitorul și consumatorul. Capitalistul, antreprenorul sunt cei care investesc banii, nu? Și dezvoltă o afacere. Cum o dezvoltă și o consumă? Obține profit. Profit, exact. Să legem. Acei oameni muncesc. Deci dacă firmele cu capital străin au venit și au investit, ei sunt cu capitalul, nu? Da.
ce nu-i bine sau ce nu-i ok. Firmele care au venit și au investit, au investit alături de statul român. Nu au investit singure. Nu știu, ce le-a dat statul român? Terenul sau fabrica? Le-au dat ajutoare de stat, de sute de milioane. Dat niște... Acum ajutoare de stat. Într-adevăr au fost în anii 90 și ceva acea lege în care se dea 3-5 ani scutiri dacă era capital mixt. Corect. Așa este. La firmele românești care erau pe val, că de asta zic că legea cu ajutorul ordonanțelor de urgență, de nenumărate ori au fost scutiți de la impozit pe profit anumite firme. Dacă plătești în perioada de la 1 septembrie la 1 decembrie, ai 70% reducere la impozit și taxe. Ori de ordonanța de urgență respectivă știa un număr restrâns de persoane. Păi... Și de asta zic că nu erau condiții egale pentru toată lumea. Dacă e așa... Sincer, n-am... Poate la ora aia sau când erau, n-am fost atent. Nu. Erau de nenumărate ori s-au dat astfel de ordonanțe de urgență pentru anumite persoane. Și atunci, normal că unii au luat în față, în fața celorlalți, și cei care au rămas în spate, fie au clacat. Bă, e o piață Eu nu contest că s-au făcut greșeli, cu voie sau fără voie, nu? Da. Dar dacă, măcar, eu întotdeauna am spus, mă, hai să ajungem să tragem o linie, momentul zero. Momentul zero. Când a fost... Este sau va fi vreodată momentul ăsta? Păi zi, apropo fost, de ce nu a fost momentul nu. Zero. Momentul acum, zero înseamnă un moment zero de la care toată lumea linia de start, fie da? Corectă. Da. Dacă pe aceleași condiții. Era normal să prevadă niște avantaje pentru firmele, capitalul străin la ora respectivă, pentru că pentru statul român, bănuiesc eu, nu știu, eu nu sunt analist economic, ar fi fost un efort foarte mare să dintr-o dată să șteargă sau să reprofilezi tot pe ceea ce se cere și pe ceea ce poți vinde la ora respectivă. Da. Și dacă ar fi făcut-o statul român, tot trebuia să radă dintr-un loc tot și să pună altceva. Și să, bun. De ok. Ce aș fi făcut eu personal? Deci ca individ, dacă mi-ar fi stat în putință să iau o decizie atunci, cum erau marile întreprinderi cu personal supradimensionat și așa mai departe, cel puțin aș fi împărțit sau aș fi păstrat sau aș fi retehnologizat o parte, ceea ce funcționa, pentru că aveam analiști la ora respectivă și aveam comerț exterior și aveam, știau tot. Aveam. Ca dovadă au și făcut bani din asta mulți, nu? Da. Deci aia aș fi putut să fac și aș fi păstrat o parte. Dar cea mai mare parte nu se putea păstra. Corect, cea mai mare parte. Pentru că era o piață de moară, te aducea în jos. Și dacă ar fi cumpărat oricine, mecanica, de exemplu, toată, da? Era, el producea poate pe un sfert din suprafață, din utilaje, cu un sfert din oameni și așa mai departe. Restul îl trăgea în jos. Că trebuia să plătească, era corect, amortizare. Dar statul, în loc alta, să fie vândut pe nimica, că practic asta s-a făcut, s-a vândut pe nimica, numai bine se asocia și spunea statul, asta e întreprinderea mea, da? Eu păstrez 51%. Nu vom ști niciodată. Ce putea să facă statul, știi ce? Păi să radă și să ia el fierul vechi și să-l vândă, dacă chiar e vorba să desfințeze fabrică, da? Și să vândă terenul. Atunci, da. Corect. Mai mult de atât. Dar zic, la cele 1200 din 6000 de întreprinderi, 1200 s-au demonstrat că au fost de succes și aveau desfacere. Acele au fost vândute. Restul de 3-4000 au fost rase și duse la fier vechi. În schimb, statul acum dă acele ajutoare minimas de sute de milioane la anumite firme, 10 de milioane cel puțin de euro. De ce nu se asociază? Eu asta nu înțeleg. Bă, nu-ți dau banii aia, mă asociez cu tine, cu firma XYZ, nu dă nume de firme ca să zică că le atacăm sau facem reclamă, dar decât să-i dau un ajutor de stat, mai bine spun, uite, eu ca stat, hai la mine în țară, îți dau 500 de milioane de euro sub formă de capital social și mă asociez eu ca stat cu tine. Îți dau fabrica asta sub formă de părți sociale. De ce să o dai cu un euro
Și... Bun, și vine ăla și spune, domnule, dar asta e depășită, domnule, de mult. Trebuie corect, să arăt totul jos și corect, să investesc. Corect, terenul. La noi în Seve s-a făcut o participațiune așa din partea Consiliului Local, actualul Ecostar, magazinul din centrul orașului, este făcut cu participațiune din partea Consiliului Local. Consiliul Local a pus terenul la dispoziție, da. Și 7 oameni de afaceri la vremea respectivă, acum 10 ani și mai bine, au venit, au construit, au dotat respectivul magazin, care în prezent generează undeva la 7-8 mii de euro pe lună din chirie. E, primăria are 12%, dacă nu mă înșel, parte, e asociat și vin niște bani. La fel se puteau face statul român, sub forma Consiliului Local, cu diverse terenuri. Terenurile de la Alros Latina, terenurile de la Câmpul Moldovenesc, terenurile de la 11.000 de fabrici, în care statul avea un ghișeft până la urmă, 10-15% din dividende, dacă punea numai terenul. Deci aici e chestia și vorbind de capitalism, ar fi bine să... să încercăm să aflăm și noi și telespectatorii să se informeze, s-a dat drumul la acel proiect de 10.000 de firme start-up de la 1 mai. Se vor finanța, se vor finanța până la 10.000 de firme pe principiu start-up. Îi o idee bună pusă de actualii guvernanți în programul lor. Cum a, ce să zic, să sperăm că există suficient de multă transparență să ajungă nu cu pile, cum ar veni, că zice, bă, dacă n-ai pile, nu poți face în România nimic. Ei, n-ai, eu nu cred, măi, eu nu cred, că nu te... Noi greșim. Noi greșim. Că, că, că le căutăm. Gândim așa și... Și că le căutăm. Da, probabil. Le căutăm pe pile. Despre domnul Dorin Popol că a făcut ceva. Ce? Prin viața asta. A făcut mai multe. A făcut mai multe. Deci, eu nu cred, eu știu. Că am făcut și eu câteva lucruri prin viața asta. Ai făcut, da, bun, în domeniul business-ului. Dorin a făcut în domeniul business-ului. Pe ideea pe care o promovați, am avut și noi niște pile. Nu. Nu mă refer. Deci excepția confirmă nu? Totdeauna regulă. Nu, el se referă deci, în general. La și modul știu general, la ce s-a referit, da? Asta e cel puțin. Deci dacă... Da. Ai fi avut niște pile, erai acum probabil, nu știu, să zic, ofițer STS sau mai știu altundeva. Dar, da? Pentru că tot sunt din cercul comun, așa, Alin Sigur, ofițer sub acoperire. Asta cred că e un fel de mângâiere. Asta mai lipsa să fie spusă și la televizor. Păi, dar nu, dar ce, dacă se spune de mâine, mă rog, da. Tocmai am devenit cel mai cunoscut ofițer sub acoperire. Să trecem peste chestiune. Deci, nu e vorba de... Încercam să vă spun totuși că dacă vă uitați înspre anumiți oameni cu ideea aceasta că au făcut ceva prin viață, este bine să îi tratați din punctul acesta de vedere, că poate au muncit, poate au avut o idee, au știut unde să investească. Domnul Dorin Popol putea să cumpere un teren pe lună și nu între Alba și Micești și să rămână cu niște hârtii și nu cu dezvoltarea unei zone rezidențiale și așa mai departe. Există cu siguranță, ca în orice societate, pile, influențe, ajutor de stat mascat. Există. Și să nu uităm, pe toată planeta asta, în general, totul se bazează pe relații interumane. Deci înseamnă că nu sunt chiar atât de grele relațiile interumane. Nu, acum, la ce faci tu referire, e cu totul altceva. Corect. Deci nu mă refer la pile și mânărel și la chestii de la, nu. Îți dau un exemplu. Eu am o firmă, produc acid de gămălie, să spunem, da? Da. Și tu ești în Moldova, la mele sunt mai șmechere, sunt mai faine, da? Dar eu te cunosc. Păi eu vin ție și te ajut, adică în sensul că am încredere în tine și îți dau ție să distribui acolo. La genul ăsta de relații interumane mă refeream. Nu la șmecherii cu statul. Înțelegi? De-aia e important și asta de știut că... Deci pilele urmă, cu statul sunt nocive, pilele între oameni între nu. Oameni sunt corect. Nu. Corect. Nocive știe toată lumea la care mă refer și care sunt nocive, nu? Da. Toată lumea le știe. Dar v-aș pune o întrebare. Care
sau cine credeți voi că în capitalism sunt nemulțumiți? Sau de ideea de capitalism? Cine sunt cei nemulțumiți? Da. Principalii nemulțumiți ai capitalismului. Eu aș fi foarte încântat de... deci eu nu sunt nemulțumit de ideea de capitalism. Eu sunt nemulțumit de ideea de neechitate. Și când mă refer de neechitate, fac referire și asta mă nemulțumește cel mai mult în România. De exploatarea resurselor naturale într-un mod hoțoman, îl numesc eu. Da? Nu, am zis hoțoman. Nu poți... Să fii singura țară din lume care îți cedezi resursa naturală pe 4% redevență. Da, e altă discuție. Da, e altă, da. Bun. Aia atunci... ține de negocierea celui sau celui care a făcut negocierea respectivă. Bun. Din aici cauza... tu te poți gândi la două aspecte, da? Da. Ori tâmpit și prost, ori o băga bani în buzunar. Așa e? Corect, da. Bun. Care îți place din cele două variante? Eu cred că e o împletitură dintre cele două. Asta au făcut guvernul. O împletitură așa sincronică, sinus și cosinus. Pentru că din cauza faptului că România nu reușește să scoată din resursele naturale suficient, sunt impozitele cum sunt, adică mari. Pentru că avem niște impozite mari. De ce nu putem noi să scoatem resursele, nu înțeleg. De ce nu? N-avem tehnologia? Păi, nu că n-avem, n-avem voință politică. Pe toată planeta cu ceanuri să scoate aurul din minereu, nu? Corect. Pe mine nu mă deranjează că e cu ceanură sau că e fără ceanură. Pe mine mă deranjează că e vorba de 4%. Grijă de mediu. Corect, dar e vorba de 4%. Eu și când au fost acele manifestații, ca idee, ceanură sau nu. Aia e o problemă tehnică. Problema economică mă deranjează. Vine străinul să ia 400 de kilograme de aur și nu ne dă 4 sau 5? Nu o să mai ia nici 400 și nici nu o să luăm. E în UNESCO? Okay. Intrat în UNESCO? Nu. Nu o să mai ia. Ține de perimetrul ăla. E cu... foarte mic. E cu galeriile romane sau nu? Părțile. Corect, da. Urar, e și în alte părți. Și la Munții Șuriani sunt zăcăminte. Într-un fel, era rău, dar mie mi-ar fi plăcut să exploatăm noi, nu alții. Revenind așa într-o notă foarte, foarte serioasă. Dar nu mi-a spus cine-s nemulțumiți din capitalism. Păi, după ce spui, hai să... Vă dau câteva exemple de angajați care sunt nemulțumiți de capitalism și de faptul că, deși muncesc, nu reușesc să își asigure cele necesare... Dar asta nu înseamnă că acest tip de discuție legată de capitalism... Muncitorii erau plătiți. Sunt nemulțumiți. Asistații sociali sunt nemulțumiți. Bravo, ăștia sunt o categorie. Da, da. Pe urmă sunt brezlele. Brezlele. Dar nu, asistații sociali de ce? Intelectuali, o parte din intelectualitate. Da? Pentru că ei nu sunt... Brezlele de ce? Nu, asistații sociali. Ăia-s bucuroși. Ăia sunt o masă de manevră la vot, mă. Corect, dar ăia-s bucuroși că e capitalism. Și aici ar trebui să definim un pic această că categorie. Când le dă ajutor de... social. Că oricum le dă, da, că asta e socialistă. Cum? Nu le dă cum să fie socialistă. Este asistența socială, da. Să discernem un pic. Exact, exact. Dar nu, eu știu la care categorie te refereai tu. Dar nu uite, omule, aia, cum să fie asistența socială de sorginte socialistă? Păi ce le dădea comunismul sau socialiștii? Îi lua de pe stradă, du-te la canal. Sunt situații în care oamenii... Le dădea ajutor social. Nu, îi ajutau cumva. Asistența socială, înțeleasă corect, demonstrează că am înțeles că nu reprezintă o soluție aruncarea copiilor născuți prematuri și bolnavi de pe stâncă. Spre exemplu, că un copil cu autism merită... Sau orice handicap. Sau orice general. Handicap care nu îi permite omului să-și desfășoare viața într-un context rezonabil și decent. Trebuie cuprins în ideea aceasta de asistență socială. Dar eu nu la ea mă refeream. Da. Asta e bine să definim. Într-adevăr, și socialismul ținea cont. Că au fost anumiți confrați, ca să zic așa, care mergeau după ajutoarele sociale cu un Mercedes adus din Germania. Este o altă discuție. Dar asistența socială demonstrează că un sistem sănătos la cap îi sprijină pe cei care au nevoie. Nu putem să îi domorâm pe toți doar pentru că sunt diferiți de noi.
Corect. Știți din de unde se constituiau banii pentru asistența socială până în 1989? De unde? Din resursele naturale. 65% din banii obținuți din exploatarea resurselor naturale intrau într-un cont centralizat al partidului de atunci și de acolo se decontau chestiile sociale, nu că vezi că eu nu lucrez și îți dau bani când mi-am găsit loc de muncă. Vorbim de aceste cazuri de protecție socială. E, acum, având doar 4% din resursa naturală în cash, normal că trebuie intervenit asupra omului de afaceri, în special cel autohton, și trebuie taxat ca atare. Și îl taxezi de vorbește singur. Chiar, deci, dacă faci un calcul și nu avem, dar o zis Alin că seamănă că miroase OTV, aducem și o tablă de aia. Nu am dacă spus asta, am zis că trăiesc uneori senzația participării la... Corect. Dacă e un metru pătrat de tencuială, care prețul mediu pe piață acum e undeva, să zicem, 10 lei, da? Și din acei 10 lei te apuci și calculezi din acea manoperă, să dai jos TVA-ul, să dai jos 16%, să dai jos impozitul pe dividende, să dai absolut tot, constați că nu-ți ajung 10 lei și trebuie să prestezi cu 20 de lei. Da? E cam 20 de lei. Păi da, dar sunt mulți care fac cu 10 lei. Înseamnă că le convine. Nu. Asta înseamnă că ei nu fac pe firmă. Înseamnă că nu fac pe firmă sau nu plătesc dările. Și de asta da, spun că sunt anumite impozite foarte mari. Da. Da. Acum s-a venit cu acea reglementare și am văzut că se laudă actualii guvernanți cu acele firme în care până în 500 de mii de euro ai impozit 1% pe cifra de afaceri. Se pare normal. E foarte ok. E o măsură bună. Păi de unde se face bugetul? De la firmele mici și mijlocii, în general. Ăsta e grosul, nu? Atunci dă-i voie și ajută-l pe unul mic să poată să se îngrașe un pic, să crească un pic. Da, că numai că să-și multiplice, exact. Numai că se pare, faci buget. Corect, dar se pare că beneficiază de această reglementare firmele noi înființate de către persoane care n-au mai avut SRL-uri niciodată. Și acum întreb, e egalitate sau nu e egalitate? Nu e normal. Nu e normal. Ar trebui pentru că beneficieze. O firmă de acum 10 ani care are 7 angajați și 100 de mii de euro pe an, cu o firmă care are deschis acum o lună, care are aceleași condiții și, mă rog, aceleași perspective de 100 de mii de euro pe an, de ce diferențiez? Păi, acum azi două... Da. Dacă vorbim strict de buget, de cifre, sunt aceleași. Sunt aceleași, da. Sunt aceleași. Dar că... până nu de mult, acum mai nou n-am mai observat, dar până mai de un an, cu un an, doi, trei, exista și chestia asta prost, conceptul ăsta prost, nu făcea bine nimănui cu capra vecinului, știi? Să moară vecinul, să ne rămână capra? Nu. Păi dacă a murit capra mea, hai să moare și a vecinului, știi? Nu. Dacă a murit capra, trebuie să fie sănătoasă capra vecinului, ca să poată mai face niște iezi și niște să se înmulțească, pentru că poate îmi dă și mie, poate ne asociem, poate ne alea. Nu. Noi dacă a murit, trebuie să moară toți. Da. Asta iarăși e o chestie ciudată în capitalism, știi, dacă stai să te gândești un pic. Apropo. Deci, am zis, asistații sociali nu cred că urez neapărat capitalism. Bun, dar încă o dată, mulțumiți în general. O societate sănătoasă la cap asigură cetățenilor ei dreptul la demnitate, înțelegeți conceptul ăsta de demnitate, o persoană cu handicap are dreptul să trăiască demn. Corect. La fel ca oricare. Da. La fel ca oricare altul. Dreptul la demnitate, dreptul la un mediu sănătos. Mergeți și discutați din vreme în vreme. Dar aceste lucruri nu se respectă în capitalismul pe care îl trăim. De acord cu foarte multe dintre lucrurile pe care le spuneți. În principiu, între capitalism și protecție socială există totuși o diferență. Capitalistul nu privește lumea înconjurătoare în dimensiunea imorală neapărat, ci în dimensiunea ei generatoare de profit. Că unii dintre ei înțeleg responsabilitatea socială și întorc o parte din bani în comunitate, în construcție de spitale, de școli,
Asta e cel mai bun lucru. Păi ei întorc sub formă de toată lumea. Indirect îi întorc în societate prin impozitele pe care le plătește. Eu vorbesc de responsabilitatea socială a companiilor. Că există. Eu știu pe companii în București și nu numai în București, companii mari de construcții. Da, dar mulți se feresc de la ANAF, de la de astea de control. Închid ochii, da? Păi, marea majoritate a firmelor mari de construcții, nu fără nume, toți sunt angajați pe minimul pe economie. Dar salariații au 2-3 mii de lei. Da? Deci se face o evaziune, clar, de proporții, că sunt firme care... De ce? Ca să nu plătească acei bani. În schimb, firmele respective încep și sunt cei mai mari filantropi într-o societate. Dau bani la școli, construiesc spitale, construiesc grădinițe. Stai un pic, nu acum compilez. Da, deci majoritatea... Proprietarul de firmă are salariul minim. Nu proprietarul de firmă, ci muncitorii. Angajații au... Angajații au minim pe economie, dar ei toți recunosc, bă, eu de fapt iau 2-3 mii de lei. Și sunt firme mari care au... Te-au bonusuri, sporuri, eu știu. Păi și alea se impozitează. Știu. Erau prea mari impozitele, mă, era prea... Erau sufocai prea pe toată lumea. Corect. Erau prea mari. Dacă vrei să dezvolți, nu merge așa, nu merge. Și dacă vrei să dezvolți, atunci ai închis ochii ca stat pentru unii. Sau schimbi legea. Corect e să schimbi legea. Corect este să înțelegem diferențele de nuanță. Între evaziune fiscală și optimizare fiscală, din nou există o diferență. Dar există evaziune fiscală? Dacă politica fiscală... Deci ce înseamnă evaziune fiscală? Sustragerea de la plata taxelor și a impozitelor către statul. Bun, și atunci oare nu sunt cei mai mari evazioniști beneficiarii de pensii speciale? Pentru că ei s-au sustras de la cotizarea la fondul de pensii și au dat legi speciale, da? Ei nu cotizează TVA, nu cotizează CACS, nu cotizează absolut nimica și ei vorbesc de evaziune fiscală. Cine sunt evazioniștii fiscali? Nu aia? Terminologic, s-au sustras cu ajutorul unor legi speciale, ajutați faptul de parlamentari. Păi ăia sunt evazioniști. Parte dintre oameni au făcut în așa fel încât să își apropie avantaje concrete. 15 pensii, categorii de pensii speciale durată, sunt în România. Nu vorbim mai de parlamentari. Deci aia e evaziune. Repet, aveți încredere în instituția fundamentală a democrației, în Parlament? Mai bine să ai încredere în Dumnezeu decât în ăștia. În Dumnezeu să crezi. În și oameni să ai încredere. Nu e mare diferență între a crede foarte și mare a crede. Facem o dată o emisiune. Facem și despre de încredere și credință. Bun, totuși, care este rețeta până la urmă secreta capitalismului? După ce lumea s-a uitat două ore la noi acceptarea asta că parte. Să spunem o rețetă secretă, șoc și groază, senzațional, nu avem o astfel de rețetă. Bun. Exploziv, senzațional. Neapărat, acum fiecare avem voie, uite, totul pleacă, repet, care de la rețeta secretă? Definiția elementară a capitalului. Cerere și ofertă. Când tu faci un produs de calitate, indiferent că e un produs sau serviciu, ai succes. Dacă nu, nu. Pentru că într-un final, să zicem, cineva face o brutărie, da? Da? Pâine, faci pâine, care toată lumea o cumpără zi de zi. Dacă tu o faci mai bună și un pic mai ieftină decât mine, de la tine o să cumpere lumea. Dacă de la mine, chiar dacă eu de acum 20 de ani și tu de 3 luni. Înțelegi? Asta nu există alt secret și mai trebuie să ai un pic de... Chiar dacă toată lumea mănâncă pâine, să știți că sunt brutării care dau faliment. Da, sunt de acord. Și de acord, bine, aici cu dacă e mai bună pâinea mea, aia nu înseamnă că o să am succes. Că, de exemplu, normal ar trebui să ai succes. Dar nu sunt cei mai buni hamburgeri, nu se găsesc la Mac. Calitatea nu. Se găsesc altundeva. De la un concept. Da. El a avut succes. McDonald's-ul, de fapt, este o investiție imobiliară. Pentru care cele mai tari intersecții de pe planeta asta. Cele mai bune locuri din lume. Merită discutată, dacă vreți, substituirea calității cu marketingul și da. Cu publicitatea. Da. Acolo e McDonald's-ul mai bun. Da. Deci, de cele mai multe ori, un produs este bun pentru că
se spune în mod repetat lucrul acesta și nu neapărat că ar fi așa. Totuși, deci, un marketing, te rog și pe tine, Alin, zi, da. Ce trebuie să facă un om în capitalism care ca să... Păi aici poți să faci tu câteva lucruri așa distinții. Ce trebuie să facă omul în capitalism ca să o ducă bine și să fie fericit? Care om? Păi acum... Antreprenorul, investitorul, păi ia-i pe categorie. Să fie conștient de propria valoare. Păi da și nu... De... M-ați întrebat, v-am răspuns. Nu trebuie să fiți neapărat de acord cu răspunsul. Nu, eu... Îți vinzi capacitățile. Oameni, cum ar fi... Nu, că sunt până în la final o să dau și eu câteva sfaturi telespectatorilor. Întotdeauna. Angajatul ce face, de fapt? Își vinde timpul și competența către o companie care îl răsplătește cu o sumă de bani pe care o denumim generic salariu. Bine, dar sunt niște teorii despre capitalism și s-ar putea să greșesc. E o părere personală pe care o spun. 90% dintre părinți, da, dintre părinții care au copii la facultăți, da, da, se gândesc cu drag la odrasla lor ceva de genul: măi, să gate facultatea, să gate masterul, să gate și doctoratul, că poate găsește tata sau mama un loc de muncă la stat. 90% își doresc pentru copiilor un loc bun la stat. Fie că e magistral, fie că o să fie un judecător, un procuror, ceva legat de stat. Că acolo e sigur. Așa gândesc. Păi, da, este absolut normal după 50 de ani de întuneric. Corect. Să nu dezvolți spiritul antreprenorial și să-ți dorești ca și copilul tău să-și deschidă o brutărie. Să ai un loc călduț. Da, să ai un loc călduț. Bun. Din 100% copii care gata facultățile, la noi în România, da? Undeva la 5% își găsesc loc de muncă. Nu confundați universitățile cu școlile de meserii. Care nu mai mai nou să mai pune accent pe ele, dar la un moment dat dispărusele. Principala datoria unei universități, studii superioare, care gata este copii, trecerea, da, studentului de anul întâi până când termină, era ca să-i poată lua taxa anuală, da? Să-i ridice nivelul de conștiință. Universitatea nu trebuie privită ca o școală de meserii. Că noi dobândim competențe care ne sunt folositoare pe piața și muncii, altă discuție. Nivelul de conștiință? Da, nivelul de conștiință. Nu cred. Raportarea omului la lume și viață trecând printr-o universitate se schimbă. Îți dezvoltă, deci, universul de valori. De inhibarea conștiinței, pentru că... nu aici, ba da, și vă spun și de ce. Spontaneitatea. Întrebare. Spontaneitatea. Este sau nu un rezultat al conștiinței? Derivă din conștiință? Eu zic că da. Și sunt studii, da? Și sunt oameni mari. Din conștiință și din știință. Adică din conștiință și din știință. Spontaneitatea, da? Da. Câți tineri mai sunt spontani după ce gata o facultate? Eu cred că facultatea în mare nu majoritate... Nu cunosc. Spontan? Că să... da. Cum? Că își pun rezist pe ei? Aia nu, se numește spontaneitate? Nu, Alin are dreptate cu o chestie. În momentul în care un copil... Da. Este absolvent de liceu. Este, da, la un nivel de conștiință, de cunoaștere, de ce vrei. De raportare, în primul, da, rând. Se raportează și la el. Cunoaștere, da. Și când termină, după ce a făcut facultatea, da, are este la un alt nivel. Al ego-ului, al sinelui. Nu de conștiință. Ba, și de conștiință. Și de cunoaștere și de conștiință. Pentru că vezi alt, involuntar, vezi altfel lucrurile. Nu mai și vezi superficial anumite lucruri. Nu mai dai, cum să zic, cu tifla pe românește la anumite lucruri, știi? Dar te gândești un pic mai profund. Corect. Dar adică vezi care merită și care nu. Și atunci facultatea merită făcută pentru ridicarea nivelului de conștiință, chiar dacă ulterior nu-ți găsești un loc de muncă? Dacă vă desfășurați într-o paradigmă corectă și înțelegeți care este rolul învățământului într-o societate, merită întotdeauna să îți dezvolți orizontul de cunoaștere și de percepție asupra lumii. Fără avea nu poți face, nu poți face lumea mai bună fiind un ignorant. Măi, da, dar majoritatea părinților dacă vă desfășurați în paradigma aceasta că
te trimit mamă la facultate să te angajezi și vezi doar să-ți asta, să-ți găsești un loc de muncă, să-ți găsești un loc de viitor, vom ajunge la concluzia că singurele meserii care contează sunt cele care produc, nu știu, șuruburi. Păi, o rezultantă directă. Că-ți găsești loc de muncă la fabrica de șuruburi. Că astăzi se cere șurubul de piață. Sunt excepții, da, și excepții, în fine, sfatul meu e pentru telespectatori în societatea capitalistă, dacă vreți să rezistați, faceți-vă un locșor așa, o microfermă, care aveți posibilitatea, câteva găini, un porc, undeva la țară, munciți pământul, faceți-vă o alternativă. Că niciodată nu se știe cât de prețioasă e această alternativă. Merită discutată și o altă chestiune. Ne mai aflăm în zilele noastre în mijlocul capitalismului sau trăim o eră postcapitalistă denumită generic corporatism? Că dacă suntem cumva într-o perioadă denumită corporatism, modul în care noi ne raportăm ar trebui să fie diferit. Păi, de ceea ce am discutat vreme de două ore. Într-o mare măsură trăim o eră a corporațiilor, pentru că acestea se dezvoltă tot mai mult. Și capitalismul... Efectul globalizării, nu? Noi globalizării pe care îl acceptăm. Suntem pe care îl acceptăm, că de asta spun. Oameni buni, luați-vă la țară un petic de pământ și aici fac reclamă gratuită pentru o localitate din jurul Albei Iulia, la Ohaba. Ohaba e o comună de lângă Alba Iulia, care în urmă cu 25 de ani avea 6.000 de locuitori. Și acum? 500. Vorbesc au plecat foarte. Toți. Au plecat toți, da. Găsești la Ohaba teren agricol, cât vrei să lucrezi, case începând cu 150 Bun. De milioane, adică 15.000 de lei îți găsești casă cu 1.000 de metri pătrați grădină, adică găsești să ai o ocupație. Găsești să ne întoarcem la economia naturală. Numai acolo? Nu găsești. Vedeți, aici avem un dublu discurs. Pe de o parte promovăm nevoia de urbanizare a României și de scoaterea satului românesc dintr-o anumită fază. Dar o facem pentru noi, nu pentru satul. Principiile mobilității. Mă duc și mi-au o casă acolo, o capră, 10 găini și un ied și 3 oi. Și știu că am acolo, fac agricultură pe 1000 de metri pătrați. Aia de hobby. Tu, e hobby, da. Da. Un hobby, da, dar nu faci agricultură, e doar un hobby. Bun, dar îmi acoperă necesarul 1000 de metri pătrați, îmi acoperă necesarul mie și la familie. Nivelul tău de aspirație. Știți că este de fapt o viziune romantică. Copiii care termină acum să aibă aceleași nu, eu aspirații. Fac pentru mine, nu, copiii asta. Dacă milităm pentru o lume, da, pentru o lume deschisă, ar trebui să și acceptăm faptul că... Bă, dar nu populare... să veniți voi, Radu, îmi dai o plasă de cartofi de ea, Eco? Nu termina, de ce nu l-ai lăsat să termine? Pentru că aia că o să vii la mine, dăm niște pătrunjel, dăm niște ouă de casă. Da. Lucrurile nu sunt întotdeauna albe și negre. Păi nu, sunt gri. Prea puțin sunt albe și negre. Ați putea să titrați acolo senzațional că vorbeați de globalizare. Vă spun... pentru prima dată în ești studiul. De acord cu globalizare? Suntem contemporani cu deglobalizare. Și următoarele 6-8 luni o să-mi dea o dreptate. E un proces care a început undeva în toamna trecut și care va continua. Va face și în același timp, ei? România se uită la emisiuni cu bucătari, cu oameni Mane, care ești, cântă... Nu, stai că tu ești un fel de Mama Omida în politică, că ai mai zis câteva chestii. Nu, pe cuvânt. Deci stai că rămâne înregistrarea. Deci tu spui că suntem, facem, trăim niște vremuri de globalizare. Da. Adică o să ieșim din Europa? Nu am spus asta. Sau o să mai iasă altcineva din Europa? Perioada societății politically correct apune. Corectitudinea politică. Uitați-vă ce se întâmplă în Ungaria, ce se întâmplă în Bulgaria, ce se va întâmpla nu în Franța. Trump. Știi că Trump a spus că uitați ce se întâmplă în Suedia și după două zile s-a întâmplat. În Ungaria ce se întâmplă? Sau se întâmplă informațiile lui.
Nu am niciun fel de informație. Nu, e vorba ce știm toți și dacă ce ne uităm la știri și cu... Dar trăim și vom fi contemporani cu deglobalizarea. Sper să nu rămânem cu ochii la emisiunile cu bucătari și cântări. La ce globalizare, deglobalizare, punct de vedere politic? Și ideologic. Și noi asistăm la o revoluție conservatoare, dacă vreți. La o revoluție conservatoare? Da. Păi cred că știi englezii conservatori rău, de-aia și vota Brexit-ul. Poate a fost primul pas. Păi ori votat 50%, numai, că aici intervine... Păi, asta e regula votului, a fost un referendum, măi, au decis. Nu poți să... Bun, deci dacă treci să democrația, ar trebui să ne placă și atunci când rezultatele unui vot... Atunci întăresc. Dacă Alin... Eu am zis într-adevăr și a avut dreptate cu deglobalizarea și se mai certifică încă o dată că e mama Milan politica zonei transilvanene. Va fi ca un oracol pentru tine, îl sun de fiecare dată. Și eu o să am dreptate. Am fost oracol când v-am zis că nu o să ieșiți primar la Sebe și greșită campania. Da, da, acum mi-au spus-o toți din lume. Ok. Deci, am fost oracul domnul Procol când v-am spus niște lucruri care s-au întâmplat. Da. Tocmai. Da. N-am fost oracul, dar am citit 2-3 cărți în plus. Asta încerc să vă spun, să nu îmi creați așa o imagine de... Noi am citit alte cărți. Da, asta e drept. Da. Că și eu când vreau să-mi construiesc o casă, mă adresez cu încredere. Da, uite aici, la el ce-o construiește. Te rezolvăm, nu e problemă. Deci, până la urmă, dacă ajungem la deglobalizare, tot o să meargă și grădina de 1000 de metri pătrați, agricultură, păstrarea tradițiilor. Ca și hobby. Ca și hobby. Și, și pentru păstrarea acelei sămânți, cum era sămânța de roșii mai de mult, cu gustul ăla, mâncai ca din măr, așa mușcai din roșie. Sunt câțiva, câteva asociații, culmea, zilele trecute am aflat și m-a impresionat oarecumva, asociații agricole care dau gratuit sămânță originale, da, gratuit, bine, nu este pentru zeci de hectare. Să nu se piardă. Roșia, e fruct sau legume? E fruct, e clar. E fructul legumei. Tot e fruct. Deși, în general, se crede despre roșie că este o legumă. Corect, dar atunci te întreb și eu, PSD-ul e de stânga sau de dreapta? Nu, atunci Partidul Social Democrat, judecând după programul de guvernare, scoicile și astea ce e de dreapta, fructe, asigură un melanj, așa cum s-a întâmplat în toate politicile. Și după președintele de onoare e de stânga bolșevic sau cum? Ion Iliescu revine în... N-am spus că nu știu, o să facem în așa fructele fel încât de mare? Ce sunt? Sunt fructe de mare. Fructe de mare, da. Și mistrețul, căprioară și alea, sunt fructe de pădure. Astea, cum dacă scoicile și scampii și astea sunt fructe de mare? Mistrețul, căprioară și iepuri sunt fructe de pădure. Am înțeles. Bun, deci până la urmă n-am reușit să vedem care e secretul. Bun, știți că rețeta secretă, am spus și eu varianta mea și el varianta lui. Apropo de chestiuni care se vor întâmpla. Dacă nu mai e capitalism. Mai să vă zic ceva despre capitalism și că ați tot zis cu egalitatea în fața legii. Da. Știți că se așteaptă de la Curtea Constituțională o decizie cu privire la ceea ce domnul Dragnea a atacat și e constituțională sau neconstituțională chestiunea aceea cu condamnarea, domnule, dacă are voie sau nu. Vă spun că va fi declarată profund constituțional. Că are voie? Nu, că nu are voie. Că nu are voie, da. Și am să vă și explic pe scurt de ce. E într-adevăr un drept universal al omului de a alege și de a fi ales. Noi suntem egali în fața legii și avem câteva drepturi care decurg din Constituția României, dar nu există dreptul de a fi episcop, dreptul de a fi prim-ministru, dreptul de a fi primar, nu există astfel de drepturi. Dar dreptul de a fi medic primar. Sau dreptul de a fi ales, da. Și asta înseamnă că el are legea dreptul? Va fi că considerată nu are drept profund constituțională și că nu o să-l vedeți premierul României. Mă, acum
Da. Apropo de egalitatea în fața mie mi-e ușor să cred pentru că nu vreau, dar spune asta unui PSD, nu să te crede. Noi nu discutăm despre persoane. Simpatie și simpatie, antipatie, mai ales ca sociolog, eu nici măcar nu mă plasez de o parte sau alta a ieșicherului politic. Deși da. Ca sociologia, ca știință, este studiul grupului, da. Nu a individului, nu? Deci el poate, nu poate studia un PSD sau un penelist. Trebuie pe toți, pe toți, la un alt grupul. În mod tradițional se consideră că sociologii sunt în general de stânga. Ținând cu societate. Bine, dar în emisiunea voastră stăm pus în centru. Analiza comportamentului și studiul comportamentului. Nu e... Așa politic, cum, nu. Așa cum se consideră stânga-dreapta nu înseamnă neapărat doctrină politică. Păi da, da. Știți că la Ludovic când e așezat în stânga și în dreapta... Stânga-dreapta tradițională. Mai multe. Da. Să nu-i plictisim totuși pe telespectatorii, nu știu, dacă... gândurile. Sunt sute de canale pe care s-au plictisit, schimbă canalul și... Dacă... Cu siguranță. Da. Face parte din democrație. Telecomanda e un obiect democratic 100%. Și constituțional are dreptul să și schimbe. Și constituțional știu. Are dreptul. Totul, dar ce vârstă aveai în 1976? Când nu aveam. Da. Da. Am fost născut de către buna mea mamă în 1981, în ianuarie. Mulțumesc. Se explică. Mulțumesc. În perioada 70-80 găseai toate felurile aveam de sporturi la televizor, dar nu erau două ore. Pentru că mulți zic, două ore au fost la televizor tot în ultima perioadă. Tot în ultimii ani, da. În nu, ultimii 70 ani. Ceva era... Era non-stop. Când vedea câte comunismul a fost un experiment sinistru. Și capitalismul din toate punctele un experiment de reușit? Ca și democrația... Tot experiment. Poate fi tratat ca un experiment. Deci dacă tot vorbim ca de ca o încercare de organizare în societate. Sunt de acord că... Da, când tragi linie și vezi că iau rezultatele mai bune... Înseamnă că e un experiment dacă mai bun. Dacă trage linie la capitalismul actual și am vedea care sunt bolile și care este mortalitatea și mai multe, deci mergând pe anumiți parametri reali, nu pe îmbuibarea omului, că noi acum putem să cumpărăm, băi, dar vorbesc serios, de ce? Putem să cumpărăm salată de China, putem să cumpărăm salată creață, putem să cumpărăm... Dar n-am și dorit asta. Corect. Și ne dorim lucrul ăsta. Dacă asta înseamnă că o duce mai bine, ok, o duce mai bine. Dar dacă luăm parametrii esențiali, natalitate, mortalitate, mortalitate infantilă, da. Mortalitate în urma problemelor cardiovasculare, dacă vă uitați mai departe, pe... Nu stăm chiar atât de bine. Tabela, tabela mortalității infantile, România a făcut progrese importante. În ultimii 10 ani, cel puțin... Da, sunt 17 milioane de avorturi. Normal că... Bun, amestecați. Sunt foarte multe avorturi dacă ne raportăm la perioada 1990-2017. Da, sunt. De ordinul... Da, mortalitatea infantilă presupune că acel copil s-a născut. Sunt lucruri... Păi nu, dar sunt și acum la sindromul Down, de exemplu, da. Le spune în luna a cincea are sindrom și ai voie să faci avort, da? Și atunci normal că ăla nu mai are riscul de mortalitate infantilă. Și sunt și alte boli la care legea permite. Nu putem amesteca dimensiunea morală a unor lucruri cu... definiția păi lor, încadrarea lor medicală, sociologică. Nu, cert e că putem discuta despre dimensiunea morală a capitalismului și a socialismului. A capitalismului, a socialismului, a feudalismului. Și dacă tragem linie și la un sistem și la celălalt, dar am mai constatăm în... lucruri bune și într-o parte și în cealaltă. Și vom constata lucruri bune, rele și într-o parte și în cealaltă. Eu aici vreau să duc discuția, să avem dar vedeți, înțelepciunea. Educația v-a ajutat să faceți comparații. Da. Apropo de conștiință și cunoștință.
toți oamenii pot fi ajutați, da, să facă aceste comparații și să ajungem într-o altă perioadă, nu, după perioada de globalizare, să avem înțelepciunea, da, să luăm ceea ce a fost bun în trecut, nu neapărat numindu-l comunism, că România nu a fost de la anul 0 până în 1989. Știți că o lungă perioadă de timp oamenii credeau că lumea se termină la nivelul orizontului privirilor. Educația v-a permis să înțelegeți și că e plat. Și că e plat și așa mai departe. Dacă mergi până în capăt, caz. Cum a? Așa e și în politică. Și că soarele se mergi până în capăt, caz. Da. Deci la politică, da, e valabil. Pământul e plat. Dacă mergi până în capăt, caz. Fără, da, îndoială, nivelul de conștiință al omului a crescut prin educație. Și educația trebuie sprijinită. Mă refer la educația corect. Ar fi foarte interesant, nu știu dacă colegii, inclusiv la cea religioasă, regie au pregătit un mic documentar. Sper că nu este cu domnul Ionilescu. Nu este cu domnul Ionilescu, se numește Capitalism, rețeta noastră secretă. Culmea, cu siguranță mulți au văzut acest documentar. Apare inclusiv Dan Diaconescu în acest film, Voiculescu, Coposu, foarte mulți oameni de afaceri, care, culmea, documentarul a fost făcut în 2009. După apariția acestui documentar, și Ion Niculae apare, după apariția acestui documentar, toți cei care apar în acest documentar, în care ei spun cam cum au făcut banii și cum s-au descurcat, nu spun adevărul, dar au scăpat câte ceva, toți sunt închiși. Cu excepția lui George Pădure, care, acel cu GEPA, care nu este închis, dar se pare că este cam falit, deoarece anul trecut a participat, a candidat la primăria Capitalei, la sectorul 1, și în declarația lui de avere... Candidatura dăunează grav capitalul. Da. În declarația lui de avere apare că a revenit pe lună, în 2015, 1000 de lei pe lună, după ce... Venit declarat, da, după ce în 1990 spunea că a venit în România cu 4 milioane de dolari să investească. Da. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și invit pe această cale cât mai mulți telespectator să vină aproape de noi, de televiziunea noastră, să participe la aceste emisiuni, în care vom vedea dacă Alin are încă o dată dreptate, dacă vom asista. Nu, asta ar trebui să fie scopul televiziunii, să dea mie sau dreptate. Nu, păi stai un pic. Vă mulțumesc pentru prețuire. Putem face o serie de emisiuni, cum a făcut Dan Diaconescu, Elodia. Să vedem o serie de prognoze ale tale. Și scriem acolo, ediție specială, da, domnul Alin fie... Comuș a avut din nou dreptate. Da, dar trebuie să fie senzațional, dacă nu o puneți pe asta cu senzațional. Pune senzațional, Alin Comuș. Expluziv și exploziv. Da. Senzațional, virgulă, exploziv. În același timp. În același timp. Am înțeles. Da. Ce să zic, până săptămâna viitoare le urăm telespectatorilor toate cele bune, sănătate, că e mai bună decât toate. Da. Vroiam să închei spunându-vă că dacă ascultăm mereu oaia, lupul va fi personajul negativ. Deci uneori e bine să întrebăm și lupul, nu doar oaia, despre ce se întâmplă în lume. Eu am încercat să iau legătura și cu senatorii și cu deputați, dar nu am răspuns la telefon, aș invita și lupul. El, când vorbește de lup, nu vezi, la ei se gândesc, la aia e haita, nu? Da, fiecare cu lupii lor. Și da. Stâna e în Parlament, sau cum? Stâna, nu, stâna îi are granițe și sub forma unui peștișor. Asta e stâna. Da, okay. Încă o dată, toate cele bune, sănătate, că e mai bună decât toate. La revedere.